Vă invit să deschidem Sfânta Carte Biblia la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 8. Și să ascultăm acest cuvânt al Domnului, începând cu versetul 26. Deci Faptele Apostolilor, capitolul 8, începând cu versetul 26, la pagina 1065. Un înger al Domnului a vorbit lui Filip și a zis: scoală-te și du-te spre miază zi pe drumul care coboară spre Ierusalim la Gaza și care este pustiu. Filip s-a sculat și a plecat și iată că un etiopian, un famen cu mare putere la împărăteasa Candacea etiopienilor și îngrijitorul tuturor viseriilor ei, venit la Ierusalim să se închine, se întorcea de acolo și ședea în carul lui și citea pe prorocul Isaia. Duhul a zis lui Filip: du-te și ajunge carul acesta. Filip a alergat și a auzit pe etiopian citind pe prorocul Isaia. El a zis: înțelegi tu ce citești? Famenul a răspuns: cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Și a rugat pe Filip să se suie în car și să șadă împreună cu el. Locul din scriptură pe care îl citea era acesta: el a fost dus ca o oaie la tăiere și ca un miel, fără glas, înaintea celui ce-l tunde, așa nu și-a deschis gura. În smerenia lui, judecata i-a fost luată. Și cine va zugrăvi pe cei din timpul lui, căci viața i-a fost luată de pe pământ? Famenul a zis lui Filip: rogu-te, despre cine vorbește prorocul astfel? Despre sine sau despre vreun altul? Atunci Filip a luat cuvântul, a început de la scriptura aceasta și i-a propovăduit pe Iisus. Pe când își urmau ei drumul, au dat peste o apă și famenul a zis: uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Filip a zis: dacă crezi din toată inima, se poate. Famenul a răspuns: cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. A poruncit să stea carul, s-au coborât amândoi în apă și Filip a botezat pe famen. Când au ieșit afară din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip și famenul nu l-a mai văzut. În timp ce famenul își vedea de drum, plin de bucurie. Amin. Aș vrea să avem în seara aceasta un mesaj pe care îl consider folositor pentru toți, pe care l-am intitulat sugestiv: ce face Dumnezeu când vrea să mântuiască un om? Preliminar însă aș dori să spun câteva lucruri. Așa cum am spus, Evanghelia aceasta este o Evanghelie a botezului sau pentru botez și mie îmi place să vorbesc despre botez și când este, mai ales când este, dar și când nu este. Botezul face parte din mandatul Bisericii lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos a poruncit în mod expres: mergeți, propovăduiți Evanghelia la orice făptură, cine va crede și se va boteza va fi mântuit, cine nu va crede va fi osândit. Ar vrea să ne întoarcem la această carte sfântă, Cartea Faptele Apostolilor, și ar vrea câteva considerații față de această carte. Orice cititor sincer și cu credință în Dumnezeu va deschide această carte, Cartea Faptele Apostolilor, și va citi din ea, va fi surprins de câteva adevăruri biblice ce țin de existența Bisericii lui Dumnezeu și mai ales de Biserica Apostolică, care este punctul de referință pentru toți creștinii. Primul lucru pe care îl va observa cu mare ușurință, că după învierea, respectiv înălțarea Domnului nostru Iisus Hristos la cer, Iisus era mult mai real pentru ucenici decât în timpul vieții sale fizice pe pământ. Dacă anterior morții și învierii sale, ucenicii aveau îndoieli despre identitatea Domnului, aveau umbre de îndoială legate de afirmațiile și pretențiile Domnului despre sine, după înviere, ucenicii n-au mai avut nici o îndoială. Aveau o singură certitudine: faptul că Iisus era Hristosul Fiului Dumnezeu, unicul Mântuitor.
Al doilea lucru pe care cu ușurință îl putem observa în Cartea Faptele Apostolilor, primii creștini, apostolii, respectiv ucenicii Domnului Iisus Hristos, trăiau într-o dependență totală de Duhul Sfânt. În unele limbi, cartea aceasta este tradusă Actele Duhului Sfânt. Pentru că atât de mult se confundă faptele Duhului Sfânt cu faptele apostolilor, că aproape este greu să le delimitezi până unde este una și unde este alta. Ei lucrau în dependență totală de Duhul Sfânt. Erau folosiți și erau la dispoziția Duhului Sfânt. Aveau această dependență de Duhul Sfânt. Al treilea lucru pe care îl observăm cu mare ușurință, că prima biserică creștină din istorie a fost o biserică în permanentă mișcare. Ei nu erau o biserică locală, statică, blocată într-un anumit spațiu, ci oamenii aceștia se mișcau funcție de nevoia spirituală pe care o identifica Duhul Sfânt, respectiv Domnul nostru Iisus Hristos. Și ei se deplasau în funcție de nevoia pe care o identifica Duhul Sfânt. A patrulea lucru foarte ușor de identificat este că în ciuda marilor diferențe și în ciuda multor tensiuni care au existat, și apostolii și primii creștini, înainte de orice, au fost oameni. Apoi au devenit creștini. Niciunul nu s-a născut creștin, au devenit creștini și între ei existau multe diferențe. Dragii mei, în ciuda tuturor diferențelor care au existat, diferențe reale, primii creștini au realizat o unitate desăvârșită sau perfectă. Există o expresie pe care o îndrăgesc foarte mult, când Petru și Ioan au ieșit din temniță, spune că s-au dus unde? La ei lor. Se aveau unii pe alții. Erau frați, frați până la capăt. Iar lucrul acesta spune foarte mult. Și nu ultimul lucru pe care îl putem spune, dar sunt atâtea lucruri și valori spirituale care merită pomenite, este faptul că biserica din tâi, de la început, a fost o biserică biblicizată, dependentă de Scriptură, foarte profund în Scriptură, foarte atașați de valorile Scripturii, buni cunoscători ai Scripturii, iar fiecare faptă era raportată la Scripturi. Era măsurată cu Scriptura și aș vrea lucrurile acestea, le-am spus așa întreagăt, să fie niște referințe pentru biserica de azi. Și dacă toți suntem biserica apostolică, atunci referințele noastre să fie de la biserica de la început. Dumnezeu să ne ajute! Al doilea lucru care vreau să-l spun, sunt atașat de această carte, Faptele Apostolilor, o citesc frecvent, n-are rost să-l spun de câte sute de ori am citit-o, ca unii dintre dumneavoastră care sunt mai vechi. Cartea aceasta, dragii mei, este o carte atât de valoroasă, cineva a făcut următoarea afirmație, că dacă dintr-o întâmplare nefericită am pierde Biblia, cele 66 de cărți, și a reușit totuși să salvăm una din cele 66 și aceea să fie Cartea Faptele Apostolilor, ar fi suficientă pentru oricine pe planetă să știe cum trebuie să se mântuiască, cum să formăm și să conducem Biserica lui Dumnezeu și cum să-L așteptăm pe Domnul nostru Iisus Hristos. De aceea aș vrea să observați frumusețea acestei cărți. Și doctorul prea iubit Luca, care a scris această carte, a fost inspirat de Duhul Sfânt din mulțimea de convertiri pe care noi le numim spectaculoase, ținând cont de anumite personalități ale vremii, din mulțimea de convertiri care au avut loc în timpurile acelea, Luca a selectat 3 sub inspirația Duhului Sfânt și le-a așezat aici într-o anumită ordine. Așa cum ați văzut, capitolul 8, famenul etiopian. Capitolul 9, Saul din Tars. Capitolul 10 este ofițerul roman Corneliu din Cezarea. Oamenii aceștia sunt 3 oameni reprezentativi. În primul rând, 3 oameni care reprezintă 3 continente.
Etiopianul de astăzi reprezintă regatul de sud al Africii. Saul reprezintă Asia. Iar Corneliu, ofițerul roman, evident, Roma, Imperiul Roman de atunci, Europa de azi. Dragii mei, oamenii aceștia au fost luați și așa cum observăm, între ei au existat diferențe foarte mari. Unul se zice era teolog, altul se zice era finanțist, iar altul era ofițer. Erau diferiți și în ce privea originea lor. Unul era din Africa, unul era din Asia, unul era din Italia, european. Erau foarte diferiți în ce privea originea lor, cultura lor, modul lor de viață. Erau oameni foarte diferiți. În ciuda marilor diferențe, așa am spus doar câteva, oamenii aceștia aveau câteva lucruri în comun. Împărtășeau aceleași valori spirituale. Primul, toți trei credeau în Dumnezeu. Toți trei credeau și citeau în Sfânta Scriptură. Toți trei aveau o practică recunoscută de închinare. Se rugau lui Dumnezeu. Toți trei aveau o viață morală și un comportament demn. Și toți trei, dragii mei, aveau o disciplină spirituală, așa cum am spus, se rugau, citeau Scriptura, oamenii aceștia, cum era cazul lui Corneliu, făcea milostenie, se ruga frecvent, adică erau oameni religioși. Oameni religioși recunoscuți, nu bănuiți sau presupuși, ci erau oameni care aveau această religiozitate recunoscută. În ciuda faptului că ei toți credeau în Dumnezeu, credeau în Sfânta Scriptură, se rugau, erau oameni morali, erau oameni dedicați. În ciuda acestor realități, oamenii aceștia, dragii mei, au fost luați și toți trei, în mod personal, a trebuit să treacă printr-o experiență autentică de mântuire. Ca să se confirme un adevăr și un principiu biblic. Că toți oamenii, religios sau nu, care cred sau nu cred, indiferent de condiția lor spirituală, toți oamenii de pe fața pământului trebuie să fie mântuiți în același fel. Nu înseamnă că africanul se mântuiește într-un fel, evreu într-un alt fel, european într-un alt fel. Toți oamenii trebuie să se mântuiască în același fel. Indiferent dacă cred sau nu, dacă sunt sau nu religioși, dacă au o disciplină spirituală sau nu au, dacă citesc Scriptura sau nu citesc Scriptura, indiferent de aceste condiții, toți, absolut toți oamenii, trebuie în mod personal să treacă prin aceeași experiență de mântuire. Dumnezeu să ne ajute să credem acest adevăr fundamental. Și iată acum, vă invit să ne apropiem de această, să luăm deci particular acest caz, să vedem în ce a constat convertirea, respectiv mântuirea acestui om, numit în Biblie aici famenul etiopian. Și am spus, titlul predicii mele din această seară este acesta: ce face Dumnezeu când vrea să mântuiască un om? Și de la început am să fac afirmația că ce face Dumnezeu pentru un om? Dumnezeu face pentru toți oamenii, nu la același timp, ci pentru fiecare într-o anumită vreme sau într-o anumită zi, care este numită ziua cercetării sau vremea cercetării. Și câteva lucruri aș vrea să observăm. În primul rând, despre acest famen ni se aduc în discuție și ni se oferă trei informații foarte valoroase. 1. Un famen, adică un etiopian, un famen cu mare putere la împărăteasa Candace a etiopienilor.
Am vrea să vă spun așa cum observați din textul biblic, Dumnezeu l-a adus pe omul acela din Etiopia la Ierusalim, pentru că Dumnezeu cu ocazia aceasta a vrut să demoleze două mituri care există din totdeauna. Și primul este mitul puterii. Noi sincer credem că un om care are putere este un om care a depășit condiția de viață obișnuită în care trăim noi, că este un om împlinit, realizat, deasupra problemelor lumii, că el și-a împlinit și satisfăcut toate nevoile lui spirituale, că este un om realizat, un om care a atins performanța vieții. Aș vrea să observați că despre omul acesta, în primul rând, se spune că era un om cu mare putere. Candace nu este un nume, Candace este un titlu. Este titlul împărătesei regatului de sud al Africii. Iar omul acesta era un om, un demnitar cu rang înalt, superior, în această împărăție, în acest regat. Și iată Dumnezeu l-aduce aici ca să ne demonstreze că oricâtă demnitate, oricât de bine ar fi plasat un om în ierarhia aceasta a societății, oricâtă autoritate ar avea un om, cu oricâtă autoritate ar fi investit, întotdeauna există un gol, există o nevoie fundamentală care se definește Dumnezeu, care nu poate fi împlinită niciodată, chiar dacă ajungi să fii stăpânul lumii, episcop peste tot pământul să fii. Există un gol permanent în sufletul omului și acela este golul numit Dumnezeu. Al doilea lucru, omul acesta, pe lângă că avea o demnitate, se spune că era îngrijitorul tuturor visteriilor ei. Subliniem. Nu era mai mare peste o visterie. Omul acesta era mai mare peste toate visteriile din regat. Tradus, omul acesta, dragii mei, avea în mâinile lui tot tezaurul acestui imperiu. Ce ziceți? Știa ce înseamnă să n-ai bani? Dumneavoastră știți? El nu știa. El nu putea cheltui cât avea. El era omul în mâna căruia era tot tezaurul acestui imperiu. Era mai mare peste toate visteriile acestui regat. Noi credem că oamenii bogați, plini de aur și de argint și de bogății pe care nici măcar nu le mai pot păstra valoarea, oamenii aceștia sunt împliniți, fericiți, sunt deasupra problemelor umanității, că ei au atins adevărata performanța vieții, că ei nu se, confruntă cu problemele curente cu care ne confruntăm noi. Și iată că îl ia Dumnezeu și îl aduce aici ca să demonstreze faptul că oricât de bogat ai fi, oricât avere ai avea, oricâți bani și aur și argint ai avea, ești un etern nefericit. Că fericirea omului nu ține de acestea. Se spune că adevăratele valori cu care rămâne un om sunt acele valori cu care rămâne după ce și-a pierdut toți banii. După ce și-a pierdut toți banii, acelea sunt adevăratele valori cu care rămâne. Și iată omul acesta, dragii mei, așa cum am spus, era un om care avea o condiție specială de viață. În ciuda acestui fapt, omul acesta vine la Ierusalim. Al treia informație pe care o avem despre el era că omul acesta era famen, adică un bărbat emasculat, un bărbat care nu putea să aibă familie, să se căsătorească, să aibă urmași și din acest punct de vedere avea un complex. Și acum, haideți să vedem primul aspect. Ce face Dumnezeu când vrea să mântuiască un om? Și primul lucru pe care îl face Dumnezeu când vrea să mântuiască un om, îi trezește în sufletul lui un mare interes pentru lucrurile spirituale și îl pune pe drum. Cum? Uite așa. Ca pe voi. Așa că sunteți aici.
Dacă vă întreb cum ați venit, o să spune, cineva m-a invitat. Foarte bine. Am simțit eu așa să vin. Poate, nu știu de ce, dar uite că sunt aici. Ar vrea să spun, fără să exagerez, și faptul că ești aici demonstrează faptul că Dumnezeu e deasupra lucrurilor, El controlează simțămințele și deciziile noastre și că Dumnezeu ți-a pus în suflet un mare interes pentru lucrurile spirituale și ai început să faci pași. Ai venit încoace. Și vreau să te asigur că acesta este lucru lui Dumnezeu. Uitați-vă la omul acesta, dragii mei, așa cum am spus, era un om extrem de ocupat, era un om responsabil, avea o mare autoritate, era un om de care împărăția nu se putea lipsi ușor, iar într-o zi, dragii mei, Dumnezeu i-a pus în sufletul lui un mare interes pentru lucrurile spirituale. Adică, cineva l-a informat și a spus, văd că ești un om credincios, te rogi și îți place rugăciunea și ești un căutător sincer al lui Dumnezeu. Uite, vreau să spun ceva. Dacă vrei să experimentezi o închinare reală, apoi locul este la Ierusalim. Și era știut ca întotdeauna, dragii mei, că centrul spiritual al lumii este în Ierusalim. Mai ales atunci se știa foarte bine când funcționa templul evreilor, că acolo este locul unde Dumnezeu se manifestă. Că dacă cineva vrea să experimenteze o închinare reală, apoi locul clar este la Ierusalim. Motivat de aceste gânduri și alimentat de aceste informații pe care le-a avut, iată că într-o zi Dumnezeu i-a trezit interesul acesta și și-a pus problema într-un mod serios. Așa cum fiecare om cel puțin odată își pune problema aceasta. Dom'le, dacă există ceva real cu povestea aceasta, cu Dumnezeu, cu închinarea, dacă există ceva real la pocăiți, dacă povestea asta cu pocăința este ceva real, nu povești de oameni sau practici omenești, dacă există un Dumnezeu care se manifestă, care poate fi întâlnit, dacă în toată povestea aceasta religioasă este ceva real, care are substanță și care poate fi demonstrat, păi de ce să n-am parte și eu? Fiecare care s-a pocăit a trecut prin aceste stări. Și-a pus problema odată în viață, sincer, domnule, este ceva real în povestea asta? Domnule, Dumnezeu este real? Mântuirea este reală? Iisus Hristos există? Există rai? Există împărăție? Păi dacă lucrurile acestea sunt reale, de ce să n-am parte și eu? De ce să nu le cunosc și eu? Și iată că și omul acesta, dragii mei, într-un moment de sinceritate și-a pus problema foarte serios. Și-a spus, domnule, dacă există așa ceva, eu vreau să experimentez. Personal. Nu din auzite, nu prin intermediar, ci personal mă duc să văd. În spate era Dumnezeu. Dumnezeu l-a împins. Dumnezeu l-a pus pe drum. Aș vrea să puteți verifica dacă aveți sau nu-i voie la voi cu telefoane. Uitați-vă pe Google Map, pe harta Google, puneți Addis Abeba, Ierusalim, dați distanța, calculatorul vă spune, sunt 3.500 kilometri. Distanță pe care astăzi, cu mașina, o parcurgi într-o săptămână. Te conduci non-stop. Dar acum 2000 de ani, ce zice, cam în cât timp se putea străbate distanța aceasta? În condițiile vremii de acum 2000 de ani. Foarte dificil. El nu era un oricine. El era un om important, era un demnitar de stat. Fi sigur că n-a venit singur, a venit cu o delegație, a venit cu protecție, a traversat deșertul. Și omul acesta, dragii mei, ca să se deplaseze, a fost gata să plătească un preț foarte mare. Să se supune unor riscuri foarte mari. Să-și asume riscuri. Și să se supune la un sacrificiu enorm.
Dar toată povestea aceasta a sacrificiului, a prețului, a riscului l-a pus în contul faptului că de dragul de a trăi o experiență autentică de închinare, a spus: eu plătesc tot, sunt gata să mă sacrific și mă pornesc la drum. Și iată că a venit la Ierusalim. Biblia, interesant, ne-l surprinde întorcându-se de la Ierusalim. Și omul acesta a venit explicit ca să se închine. Așa citim aici și iată că un etiopian venit la Ierusalim să se închine. Cu prietenul Cornel am fost la Ierusalim și am fost de 3 ori în Israel și la Ierusalim. Noi am mers să vizităm. Ne-am și închinat, dar cum închinarea nu ține de un loc, ci ține de un obiect al închinării care este Iisus Hristos, ne putem închina oriunde pe fața pământului. Dar omul acesta, dragii mei, a venit la Ierusalim să se închine și aș vrea să vă spun și din istoria biblică, și dacă n-aș fi fost la Ierusalim, cum știe și fratele Cornel, a vizitat și Muzeul Ierusalimului și multe alte muzee și obiective cu caracter istoric și religios, aș vrea să vă spun cum se desfășura închinarea acum 2000 de ani. Era, așa cum știm, acest templu faimos al evreilor, care astăzi nu mai există decât Zidul Plângerii. Acest templu era împărțit în două părți, două compartimente. Cel din față era numit locul preasfânt, atât de sfânt în care picior de om nu intra vreodată acolo, ci doar preot, marele preot, odată pe an în condiții speciale. Apoi era sanctuarul propriu-zis, în care intrau preoții superiori, prin tragere la sorți, printr-o regulă care era foarte strictă atunci, și numai anumiți oameni intrau în sanctuarul templului, adică preoți, nu oameni. În planul al treilea afară era o curte mare, în care erau altare, unde se sacrificau animale, se aduceau jertfe. Acolo erau preoții și leviții care făceau această slujbă. În planul al patrulea era o curte, era numită Curtea Bărbaților, în care bărbații iudei, atenție, iudei purificați, aveau acces. În planul al cincelea era o altă curte care era Curtea Femeilor, care de asemenea femei iudaice care treceau și ele prin procesul de purificare, adică niște spălări practicate de iudei, aveau acces în acest spațiu delimitat. Și de-abia în planul al șaselea era o curte numită Curtea Neamurilor, în care neevreii din toată lumea, care puteau și își doreau să ajungă acolo, deci trebuia să rămână în acea rezervație pentru neevrei, și lucrul acesta evident era foarte bine reglementat, cum știți, acolo nimeni nu își permitea să încalce nici cea mai mică regulă, pentru că templul avea jandarmerie, ostași, și totul era sub strictă supraveghere. Și totul era inscripționat și cu afișe exacte și explicite, oricine intra acolo trebuia să respecte regula de închinare. La ei nu era chiar așa simplu. Nimeni nu-și permitea să încalce vreo regulă. Și aș vrea să vedeți, dragii mei, ce a văzut, primul lucru pe care l-a văzut acest famen când a ajuns în fața templului, în fața la Ierusalim, în fața locului de închinare, care era o platformă de câteva hectare, care există și astăzi, explanada templului poate fi vizitată. Haideți să afișăm Deuteronom capitolul, putem? Deuteronom, capitolul 23, versetul 1. Haideți să citim. Iată primul anunț pe care l-a văzut famenul. Cel scobit sau famenul să nu intre în adunarea Domnului. A făcut deplasarea aceasta de 3000 de kilometri. A fost gata să plătească prețul acelei călătorii, să se supună la riscuri, să se sacrifice pentru o idee, pentru un scop bine definit. Și când a ajuns acolo,
Putem să mai lăsăm versetul ăla, ca să întâmpărească mintea noastră mai bine. Și când a ajuns la Ierusalim, dragii mei, uitați-vă ce decepție, ce dezamăgire cumplită. A venit cu așteptări mari. Și uitați-vă ce dezamăgire. Aș vrea să vă întreb ceva. Pe dumneavoastră v-a dezamăgit vreodată Dumnezeu? Hai fi sinceri. Odată am zis, nu tot timpul. Odată. Odată în viață. Ați trăit o decepție. Odată în viață ați venit la biserică cu așteptări și v-ați dus acasă supărați. Odată în viață toți am trăit asta. Toți! Uitați-vă, omul acela a venit cu așteptări mari la Ierusalim și clar, Dumnezeu l-a pus pe drum, Dumnezeu i-a dat întâlnire să vină la Ierusalim. Și de ce l-a dezamăgit? Tot ce a auzit el despre Ierusalim era adevărat. Închinarea era reală. Dumnezeu era real. Dumnezeu se manifesta, oamenii se edificau, se împlineau, se sfințeau, se bucurau. Dar atenție, asta era numai pentru favoriții lui Dumnezeu, care se numeau iudei. Și acolo el a aflat, a primit revelația faptului că toată povestea de la Ierusalim, dragii mei, era exclusivă pentru iudei. El era un om exclus, era un om fără drepturi, el n-avea acces la lucrurile spirituale și iată acum a venit cu mari așteptări și a trăit o mare decepție. De ce credeți că Biblia îl surprinde întorcându-se? Și întorcându-se se pare că resemnat. Asta e. Am încercat și eu. Am venit. Mi-am dorit mult. Cred că tot e adevărat ce se spune despre Dumnezeu. Să văd și eu că ești adevărat. Să mă bucur și eu. Să am parte și eu, că și eu sunt om cu nevoi spirituale, ca oricare om. Acolo i s-a făcut cea mai dureroasă demonstrație. Că tot e adevărat, dar nu pentru el. El fiind famen, un bărbat, cum am spus, demasculat, un bărbat care nu avea prin lege, purta un fel de blestem, era exclus de la orice drept religios. Și acum se întoarce acasă. Al doilea lucru. Când Dumnezeu vrea să mântuiască un om, face cum face și pune în mână o Biblie. Auziți? Așa lucrează Dumnezeu. Îi pune în mână o Biblie. Am auzit atâtea, cum să spun eu, speculații pe tema asta, de unde a avut el cartea profetului Isaia. Dar ce contează? Ce contează dacă ieși acolo la stand și iei o Biblie? Ce contează dacă primești o Biblie cadou? Ce contează dacă ai în biblioteca ta o Biblie? Important este să o citești. Pentru că există un adevăr fundamental legat de relația omului cu Dumnezeu. Drumul la Dumnezeu trece prin Scriptură. Nu este întâlnire, nu este experiență, nu este pocăință, nu este mântuire fără Biblie. Biserica noastră, ca să trezesc interesul, am avut, cum să spun, curajul, să zic așa, să le spun fraților, fraților, Biblia aceasta este Dumnezeu nostru. În virtutea ei trăim și prin ea ne mântuim. Ea ne deschide drumul spre împărăția lui Dumnezeu. Iubiți Scriptura, citiți Scriptura, credeți Scriptura. Citiți Scriptura ca să fiți înțelepți. Credeți Scriptura ca să fiți puternici. Și trăiți Scriptura ca să fiți sfinți. Dumnezeu i-a pus în mână o Biblie. Așa face Dumnezeu, dragii mei. Pentru că Dumnezeu se descoperă în Biblie. Iar orice credință și orice religie care nu este biblică, nu ajută la nimic. Noi credem într-un Dumnezeu biblic ca să devenim creștini biblici, ca să beneficiem de toate promisiunile pe care le-a făcut Dumnezeu în Scriptură și care sunt biblice. Dumnezeu să ne ajute. Și iată la aici că el citea. Culmea, citea și nu înțelegea.
Ce faci când nu înțelegi? Pui Biblia ca pac pe borcan. Că apasă bine. Abandonezi. Nu-ți bați capul. Zici că poate nu-i pentru tine. Uitați-vă aici. N-a înțeles. Nu înțelegi din prima. Dar a persistat, dragii mei. A persistat, a citit și a bătut capul. A încercat să înțeleagă. Și omul acesta, dragii mei, s-a întors de la Ierusalim având cea mai mare valoare, care este Biblia. Avea în cele pământești, din perspectiva pământului, avea totul. Din perspectiva cerului însă nu avea destul. Dar destul era aici, în Scriptură, și el căuta acum să-l găsească. În al treilea rând, când Dumnezeu vrea să mântuiască un om, îi scoate în drum, îi scoate în cale o persoană providențială. Așa că, stimați prieteni, doamnelor, domnilor, dacă vă abordează un pocăit, dacă vă, știu eu, agresează un predicator, verbal, cu predica, că unii spun, domnule, zice, am impresia că ești prea agresiv. Eu agresiv? Zice, da, zice, prea intri în sufletul nostru, prea presez, prea un răspuns. Da, zice, i-am spus cuiva în sălaș, da, domnule, zic, pe undeva ai dreptate, dar eu am o motivație foarte serioasă. Ce care? Păi uite cum, care e rațiunea după care mă ghidez eu. Imaginează-ți că la vecinul i-a ars casa. L-a luat foc și noi vedem pe geam. I-a arde casa. Și mergem acolo și spunem, vecine, ce nu vrei să te trezești, că s-ar putea să te prăjești. Așa facem. Ce facem noi? Mergem și strigăm. Pentru că noi știm ce important este să-l salvăm. Și strigăm, vecine, scoală-te, trezește-te, ieși afară, că arzi. Pentru că e problemă urgentă. Ne grăbim. Timpul nu ne permite. Viața ne se duce. Și ne grăbim. De aceea strigăm și chemăm în numele Domnului oamenii să vină la mântuire. Și iată, dragii mei, că Dumnezeu îi scoate în drum o persoană providențială, adică un apostol foarte ocupat, cel mai ocupat apostol la momentul acela, care este Filip, care era în Samaria și omul acesta a predicat în Samaria și a întors Samaria la Dumnezeu. Lucru mare! Cel mai ocupat apostol. Și la acela se duce Duhul Sfânt și îi spune, în primul rând îi spune îngerul, un înger al Domnului a vorbit mai întâi, uite, du-te pe drumul care se coboară de la Ierusalim spre fâșia Gaza și care este pustiu. Să mă duc pe drum pustiu. Să te duci pe drum pustiu. Și Filip a plecat. Pentru că există aici un adevăr pe care aș vrea să-l subliniem, noi ca și credincioși ai Domnului. Dragii mei, oricâți îngeri ar fi, aici erau îngeri, era Duhul Sfânt, era Dumnezeu prezent, scrie în Biblie. Dar uitați-vă, cât timp biserica este pe pământ, îngerii nu evangelizează pe nimeni. Dacă veți auzi undeva că un înger s-a dus a evangeliza pe cineva, să știți că deja biserica e la cer. Cât timp biserica este pe pământ, biserica evangelizează prin slujitorii ei. Îngerii nu evangelizează. Și l-a luat pe Filip, și a spus, acum fugi, grăbește-te, aleargă! Că trebuie acolo să ai o lucrare. S-a dus Filip. Eu foarte mult, de multe ori m-am întrebat, de ce Filip? Pentru că, uitați-vă, Filip a fost omul eliberat de prejudecăți. Ei toți, primii creștini, au fost iudei. Ar vrea să vă spun, Petru de-abia în capitolul 10 a fost eliberat de prejudecăți și a făcut marea afirmație. Văd acum că Dumnezeu nu este părtinitor. Până acum, sincer, am crezut că Dumnezeu e părtinitor. Vreau să vă spun că dacă Petru s-ar fi dus, chiar dacă îngerul l-a trimis, chiar dacă Duhul Sfânt i-ar fi zis, s-ar fi dus și ar fi văzut că în carul acesta respectiv
era un băiat brunet venit din Etiopia. Credeți că intra în vorbă cu el? Ori fugea mai tare, ori o lăsa încet. Pentru că el încă nu a fost eliberat de prejudecăți. Dar Filip, prin experimentul Samaria, a fost eliberat de prejudecăți. Și iată, Filip se apropie de omul acesta, un om cu mare har, un om cu mare înțelepciune, un om plin de Duhul Sfânt, se apropie de omul acesta și dintr-o dată își dă seama în ce condiție este, dintr-o dată își dă seama că omul se întoarce foarte resemnat și dezamăgit de Ierusalim, a venit cu așteptări mari și acum se întoarce acasă fără niciun rezultat. Vreți să-mi spuneți că întotdeauna când v-ați dus la Dumnezeu ați plecat cu rezultat? Ați avut momente când nu s-a întâmplat nimic? Ați așteptat mult? A sperat total? Și nu s-a întâmplat nimic. Dar Dumnezeu ne trece prin experiențele acestea, dragii mei, pentru că El are scopul Lui și felul Lui de a lucra cu oamenii. Și iată că scoate această în drum o persoană providențială, așa am numit-o eu. Vreau să vă spun ceva. Exact în urmă cu 47 de ani, eram elev la Cugir. Într-o zi m-a luat gura pe dinainte să-i spun unui coleg care era pocăit și pe care toți îl disprețuiau și îl ocărau, mă rog. Eu am avut așa un sentiment altfel față de el. M-am scăpat să-i spun că mama mea e pocăită. Și atâta mi-a fost. S-a ținut de mine până i-am promis că duminică mă duc cu el la biserică. Și-a spus, bun, Daniel, vin. E vorba de pastorul Ciupe Daniel din Zalău. Era un băiat așa mic, aproape jumate cât mine, și m-am dus la biserică. Și vreau să vă spun că în duminica aceea m-am dus și până astăzi dus am fost. Acolo Dumnezeu mi-a vorbit, m-a cercetat, acolo am luat o decizie să rămân pocăit până voi muri și mulțumesc lui Dumnezeu că până astăzi m-a ajutat. Și îl numesc pe Daniel persoana providențială pe care a folosit-o Dumnezeu în cazul meu. Ascultă-mă! Când un pocăit, când un credincios matur, când un predicator, când un proroc, când cineva se apropie cu eleganță, cu diplomație, cu tact, să spună despre Dumnezeu, nu respinge. S-ar putea omul acela să fie pentru tine persoana providențială trimisă de Dumnezeu în mod expres și folosită de Dumnezeu. Și se apropie Filip de el și spune, uite, văd că ești foarte dezamăgit. Ai venit la Ierusalim și acolo ți s-a demonstrat cea mai dureroasă demonstrație că tot ce se întâmplă la Ierusalim este valabil numai pentru favoriții lui Dumnezeu. Ei, dragul meu, vreau să spun că între timp lucrurile s-au schimbat, că noua ordine a cerului, că noua politică a împărăției lui Dumnezeu de acum nu se mai bazează pe vechii favoriți. Că noi favoriți al lui Dumnezeu de acum sunt toți cei care cred în Iisus. A început de la Scriptura aceasta și a propovăduit pe Iisus. Rog pe băiatul acela, cum să zic până acum, băieți frumoși, tineri frumoși, ajută-mă cu câteva versete. Aș vrea să, să afișem câteva versete și să subliniem cuvântul oricine crede. Uitați-vă pe ce se bazează mesajul mântuirii, mesajul Evangheliei Domnului Iisus. Da, băieți frumos și liberi. Bun. Deci Ioan 3:16. Ioan 3:16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Haideți să luăm Ioan 6:40. Voia Tatălui meu este ca oricine vede pe Fiul și crede în El să aibă viață veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Haideți să luăm Ioan 11:20.
5:26. Iisus a zis, eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Versetul 26. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta? Haideți să citim Fapte, capitolul 10, cu 42, 43. Cu versetul 43. Toți prorocii mărturisesc despre el, că oricine crede în el, capătă în numele lui iertarea păcatelor. Și hai mai un singur verset. Fapte 13 cu versetul 38-39. Să știți, dar fraților, că el vi se vestește iertarea păcatelor. Și oricine crede, este iertat prin el de toate lucrurile de care n-ați putut fi iertați prin legea lui Moise. Și iată, Filip, dragii mei, a început de la scriptura aceasta, a lui Isaia, despre scriptura morții Domnului Iisus Hristos, și în termeni simpli, dar cu mult tact și cu multă abilitate, i-a spus acestui om așa, uite-te, s-a schimbat noua ordine a lui Dumnezeu. Noi favoriți al lui Dumnezeu de acum sunt oricine crede în Isus. Oricine crede în Isus poate să fie mântuit. Dragii mei, dacă am putea să ne imaginăm din fața tristă, abătută și resemnată a acestui demnitar, puțin brunet, adevărat, dintr-o dată a răsărit soarele. Dintr-o dată s-a luminat. Dintr-o dată, poate în ochii lui au început să curgă lacrimi. Acum înțeleg. Dumnezeu m-a făcut să parcurg drumul acesta, să dau de piedici peste măsură, să ajung aici să mă întâlnesc cu tine, cu Filip, și să înțeleg că Dumnezeu l-a adus aici ca să-l mântuiască. Dragii mei, în al patrulea rând, când Dumnezeu vrea să mântuiască un om, îi creează condiții pentru luarea unei decizii majore și mărturisirea personală a credinței. S-au dus pe drum. Și iată că Filip, așa cum am spus, a știut că drumul la Dumnezeu trece prin Scriptură, dar că mântuirea unui om are loc numai prin întâlnirea prin Scriptură cu Domnul Iisus Hristos. A început de la Scriptura aceasta și a propovăduit pe Iisus. Și în timp ce mergeau, după ce Filip i-a predat teologia mântuirii prin credință, au zis ce se întâmplă. Nu Filip, ci famenul vede apă. Cornel știe că noi ne-am dus de la Marea Moartă spre deșertul Negev și ghidul nostru tot timpul ne spunea să luăm apă. Pentru că este cea mai aridă zonă din Israel, Israelul spre sud, spre Egipt, acolo niciun fir de iarbă nu există. Nu este apă. Eu nu știu dacă aici a fost o minune sau o apă naturală, o baltă undeva în deșert, că nu asta e povestea. Important este că a fost apă și important este că famenul a știut la ce e bună apa. Uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat. Sigur, Dumnezeu a creat ocazia asta. Sigur, Dumnezeu a creat o posibilitate ca eu să mărturisesc credința. Și dintr-o dată a luat această decizie, nu Filip a spus, hai să primești botezul, ci el a zis, a poruncit să stea carul. El a zis, stop, vieții mele, drumului meu, de aici niciun pas nu mai fac, până când nu mă întâlnesc cu Iisus acesta. Vreau să-L primesc ca Domn și Mântuitor, vreau să trec prin actul botezului și vreau să mă întorc la Dumnezeu, să fiu mântuit. Știu ce înseamnă să ai bani, știu ce înseamnă să ai putere,
Știu ce înseamnă viața, m-am săturat de toate. Sunt din belșug și pe plus în tot ce înseamnă lucrurile pământești. Dar am un minus și minusul meu este mântuirea, Dumnezeu, Iisus Hristos. Și nu mă mai duc din locul acesta până când nu îmi pot mărturisi personal credința. Și pune întrebarea, de ce credeți că a pus întrebarea, ce mă împiedică să fiu botezat? Pentru că de acasă și până aici au fost numai piedici. Care de care mai mare? Crezi că dacă vrei să te pocăiești nu să ai piedici? Dragul meu, de dragul mântuirii și a lui Dumnezeu, te invit, fă-ți curaj, adună-ți puterile și treci peste orice piedică și orice obstacol. Îți spun în numele Domnului că merită. Fă efortul acesta, pentru că orice piedică trebuie dată la o parte, de dragul de a ne mântui și salva. Nu gratuit întreabă el, ce mă împiedică să fiu botezat? Adică mai este ceva, că până aici numai de astea am dat. Ascultați răspunsul. Dacă ce spunem noi unui om care vrea să se pocăiască? Dacă cineva ne-ar întreba, nu știu, un doamnă sau un domn, a zice, domnule, uite, eu vreau să mă pocăiesc, ce să fac? Ce zicem noi? Cum? Atât? Păi aveți Biblia acolo. Aia-i! Ascultați-mă răspunsul! Dacă crezi din toată inima, admirația mea mare pentru apostolii Domnului, pentru acești slujitori demni al lui Dumnezeu este că oamenii aceștia au lucrat cu măsuri întregi, nu cu jumătăți de măsuri, cu măsuri întregi. A spus, dacă crezi din toată inima, se poate. Dacă parțial, dacă cu o parte numai, nu se poate. Și uitați-vă răspunsul. Cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Dragii mei, eu cred în mântuirea prin credință. Eu nu cred în răscumpărarea prin fapte bune. Eu cred în răscumpărarea prin sângele și jertfa Domnului Iisus Hristos. Există o teologie care spune, și pe la noi mai prinde la unii, că noi prin... ne putem răscumpăra faptele rele făcând astăzi fapte bune. Și faptele rele de ieri pot fi răscumpărate cu faptele bune de azi. Nu există. Singurul care ne poate răscumpăra și ierta pe drept și pe deplin este numai și numai Domnul Iisus Hristos prin credința în numele Lui. A poruncit să stea carul, a coborât amândoi în apă și Filip a botezat pe famen. Aceasta este, dragii mei, povestea scurtă a mântuirii unui om. Ar să spun ceva despre botez. Și eu am avut mai întâi părinții ortodoxi și am trecut prin această experiență și cunosc foarte bine care e practica în ortodoxie legată de a te încreștina. Aș vrea să vă spun ceva despre botez. Am aflat că un pastor a fost invitat de o familie, pentru că familia respectivă era ortodoxă și își boteza copilul. Și a mers, a participat la această slujbă de botez a unui nou născut și apoi la urmă l-a abordat pe preot și a spus, domnul preot, cu tot respectul, vreau să spun că botezul ăsta care face dumneavoastră nu-i biblic. Eu nu vreau să intrăm așa într-o polemică, dar aș vrea să fiu onest și să vă spun că eu asta cred și nu așa se face botezul. La un copil inconștient care nu e în măsură să-și mărturisească credința. Și preotul spune, dar cum crezi că se face un botez? Deci, uite, eu cu toată bucuria te invit, duminică avem botez la biserică și te invit dacă voiești să vii să vezi cum se practică un botez nou testamental după Scriptură. Și preotul a acceptat provocarea. S-a dus și apoi acolo s-a oficiat o slujbă frumoasă de botez, a fost un grup de tineri și oameni maturi care și-au mărturisit credința, au fost botezați. La urmă, păstorul, fiind și un tip așa mai atletic,
S-a dus la domnul preot și a spus: părinte, uite care treabă. Vrei, nu vrei, zice, eu te botez. Zice, avem apă și toate condițiile sunt pregătite. Și preotul, nu, zice, domnul pastor, fii serios, zice, eu sunt botezat, eu nu mă botez. Păstorul l-a luat în brațe frumos și l-a dus la apă. Preotul când a fost acolo, pastore, fii atent, zice, oprește-te că nu-i de glumit, fii atent. Zice, tu știi foarte bine. Acum și-a dat seama că ăsta-l poate dacă vrea. Deci tu știi foarte bine că dacă mă botez împotriva voinței mele, botezul nu-i valabil. Atunci l-a lăsat și a spus, ascultați, oameni buni, să știți că are dreptate. Domnul preot are perfectă dreptate. De-aia am fost în urmă cu o săptămână în biserica dânsului și dâns a botezat pe cineva care n-a vrut să se lase botezat. Și l-a botezat împotriva voinței lui. L-a văzut cum plânge și se zbate mâinile lui și n-a vrut să se lase botezat. Și cu toate acestea l-a botezat cu forța. Deci botezul nu-i valabil. Dragii mei, ultimul lucru care îl spun în seara aceasta, când Dumnezeu vrea să mântuiască un om, întotdeauna îi răsplătește o pocăință reală cu o bucurie reală. A intrat în apă, l-a botezat, Duhul a răpit pe Filip, iar famenul își vedea de drum, cum? Plin de bucurie. M-am întrebat de atâtea ori, de ce plin de bucurie? Se ducea acum într-o țară care îi era deja ostilă propriilor sau noilor sale convingeri. S-a dus într-o țară unde nu mai era biserică, nu mai era picior de creștin, era singurul creștin. Ce șanse îi dați? Mai așteptam să iasă din a intra plin de credință în apă, să iasă cu și mai multă credință, cu multă râvnă. De ce cu bucurie? Pentru că vreau să vă spun, dragii mei, cea mai puternică dovadă, cel mai concludent argument al mântuirii unui om este bucuria mântuirii. Nu este semn, nu este dovadă, nu este niciun argument care să reziste. Cea mai puternică dovadă a mântuirii unui om este bucuria. Știți de ce? Pentru că în materie de credință, totul poate fi falsificat. Totul! Singurul lucru care nu se poate falsifica este bucuria mântuirii. O ai sau nu o ai? Nu te poți preface. Aceasta e dovada, dragii mei, și iată că omul acum s-a dus tot cu câți bani a avut, tot cât de brunet a fost, tot șef mai departe, un singur lucru s-a schimbat în viața lui. Bucuria. Acea bucurie pe care nu i-a dat-o banii, averea, demnitatea, viața, relațiile, pozițiile, nimic. Acum, într-adevăr, era bucuros, pentru că Dumnezeu i-a răsplătit o pocăință reală cu o bucurie reală. Așa aproape sigur că în ziua aceea glorioasă a Domnului, Dumnezeu ne va ridica pe toți penticostali în picioare și va ridica pe băiatul acesta, etiopianul acesta, în picioare și îl va întreba așa. Ia spune tu aici în fața tuturor, spune-le! Câte predici ai auzit tu până te-ai pocăit? O să spună, una, Doamne. Câte predici ai auzit tu până te-ai botezat? Una, Doamne. Și cu câte predici ai trăit tu în țara aceea străină, singur, fără biserică, fără pastor, fără preot, fără nimeni? Cu câte predici ai trăit tu toată viața? Cu una, Doamne. Și cu câte predici ai intrat aici în cer? Cu una, Doamne. Și care e răspunsul? Deci eu nu mi-am pierdut bucuria mântuirii. Nu mi-am pierdut bucuria mântuirii. În viața asta și câștigăm și pierdem. Oricât am pierde, chiar dacă pierdem ființe dragi la care ține mult, pentru nimic în lumea aceasta nu merită să plângem, dragii mei, așa cum trebuie să plângem atunci când ne pierdem bucuria mântuirii. Când am pierdut mântuirea bucuriei, am pierdut tot. Putem umbla la biserică mii de ani, nu mai valorează nimic. Cea mai însemnată valoare a mântuirii este bucuria aceasta mântuirii, pentru care trebuie să facem orice și primul lucru pe care trebuie să recuperăm în biserică și în viețile noastre spirituale
trebuie să fie bucuria mântuirii. Ați încheiat cuvântul meu să vă spun că metropola aceasta mare, New York, am citit despre un domn care era conferențiar, un om de știință, un om care, un strălucit autor de cărți și un om care conferenția tot felul de întâlniri și congrese cu caracter științific. Tocmai datorită carierei sale, omul acesta a întârziat cu căsătoria și s-a căsătorit mai târziu, până la urmă s-a orientat înspre una din secretarele lui, de care și-a făcut o impresie foarte bună și i-a devenit soție. Deci oamenii aceștia aveau tot. Bani, relații, poziții influente în societate, asigurări, casă, mașini, tot ce poate un american bogat. Într-o zi, în urma unei analize, această tânără doamnă, am spus că era o familie foarte fericită, singurul lucru care nu aveau copii. În rest, tot. În urma unei analize, această doamnă a descoperit că are cancer. Și ei au încercat să uzeze de toate relațiile și influențele lor. Cunoșteau medici, aveau bani, aveau asigurări. Ca în cele din urmă să se dea bătuți. Au trebuit să recunoască că sunt frânți și că nu mai pot face nimic. Această tânără doamnă a decis că ultimele zile de viață să le trăiască în casa ei, s-a retras acolo într-un dormitor și acolo a zăcut și acolo până la urmă a murit. Acest domn cu suflet mare și creștin a făcut o mormântare așa cum se cuvine și apoi de la cimitir s-a dus acasă cu gând să facă ordine în dormitorul soției sale. Acolo a dat peste un jurnal de care el n-a știut nimic. Era jurnalul soției. Și dintr-o dată a devenit curios să vadă ce a scris soția în ultimele zile ale vieții. Deschide și citește. Astăzi, soțul meu s-a întors acasă, pare că este grăbit, desigur va intra în camera mea, da, a intrat în camera mea, câtă bucurie și câtă mângâiere mi-a oferit, stând câteva momente lângă mine. Apoi a plecat, obligat de alte responsabilități. Întoarce pagina. Astăzi soțul meu din nou s-a întors acasă, din nou pare că este grăbit, sigur azi își va face mai mult timp și va rămâne cu mine, dar din păcate, mai puțin ca ieri, a trebuit să plece, obligat și reținut de anumite responsabilități. Întoarce pagina. Astăzi soțul meu din nou s-a întors acasă, astăzi cu siguranță va rămâne mai mult cu mine, dar parcă a pornit mașina, a plecat, ce rău îmi pare. Câtă nevoie aș fi avut de el lângă mine azi. Jos era scris, oare va mai fi o zi? A întors pagina și de acum toate paginile erau albe. Ca dovadă că acolo s-a încheiat ultimul înscris. Acest domn, când a realizat gafa vieții lui, când și-a dat seama ce greșeală a făcut, a fost copleșit și plin de regrete și de remușcări, a dat fuga la mormânt, s-a aruncat pe mormântul soției și a început acolo să scurme țărâna, să îi implore pe soția lui, să-i spună, să strige spre ea, iartă-mă, 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 dacă aș fi știut, dacă aș fi știut. Au venit prietenii, l-au luat de braț și au spus, prietenii, n-are rost, e prea târziu. Acum omul, înnebunit de durere, mergea spre aleea din cimitir la ieșire, repetând la modul continuu, prea târziu, prea târziu, prea târziu. Într-o biserică ca aceasta, un predicator ca și mine a spus povestea aceasta. La urmă s-a ridicat o doamnă și a venit la el și a spus, domnule, vreau să te rog ceva. Te rog foarte mult, după masă, astăzi după masă, iar duminică dimineața, astăzi după masă, te rog, spune din nou predica aceasta. El s-a scuzat și a spus, doamnă, nu vă supăra, dar la noi nu se practică treaba asta. Cum să spun după masă ce am spus dimineață? Ce o să spună oamenii? Domnule, te rog eu din suflet.
Te rog, pentru că ce ai spus dumneatale aici este povestea familiei mele. Soțul meu nu este aici cu mine și vreau după masă să-l aduc să audă și el. Pentru că trebuie neapărat să ne ajuți și trebuie să spui din nou predica aceasta. Spunea femeia în lacrimi. Pastorul când a văzut supărarea femeii s-a lăsat convins și a spus: bine, doamnă, ce-o fi, o fi, îți promit, adu-l pe soțul dumneavoastră. După masă începe să spună din nou aceeași predică și aceeași poveste. Un domn s-a ridicat din spate, a venit aici în față la ambon, domnule pastor, numai puțin, ce spui dumneatale e povestea familiei mele. Te rog frumos, ajută-ne. Și a chemat soția, a venit în față împreună cu ea, și a spus: domnule, vreau aici, vrem aici să ne reconsiderăm relația noastră de familie și vrem aici să ne întoarcem la bunul Dumnezeu. Te rog, ajută-ne, spune ce să facem. Slujește-ne cum știi ca să ne putem întoarce la Dumnezeu. Am citit că acolo s-a consumat una dintre cele mai frumoase convertiri a unei familii dintr-o dată. Am citit după aceea că în fiecare an acel domn îi scrie pastorului o carte, îi trimite o carte poștală pe care scrie atât: pentru mine n-a fost prea târziu. Știți cât e ceasul? Aici nu e. Până. Știți cât e ceasul? E târziu? Bă, da, e târziu. Știu că sunteți amabili, vă spun eu și știu. E târziu. Dar nu e prea târziu. E târziu, dar nu e prea târziu. Într-o zi se va spune prea târziu. Uitați-vă în cartea Apocalipsei când Dumnezeu strigă și va striga la sfârșitul istoriei lumii prea târziu. Știți ce scrie aici? Aproape că nu mi-a venit să cred și nu vine nici acum. Din momentul acesta, cine e sfânt să se sfințească, dar atenție, cine e necurat să trăiască mai departe necurăție, pentru că din momentul ăsta nu mai contează ce faci. Că s-a spus prea târziu. În seara aceasta e târziu, dar nu e prea târziu. De aceea te invit în numele Domnului Iisus Hristos, înțelege că ai o nevoie disperată ca să treci și să intri într-o experiență autentică de convertire și mântuire. Și asta înseamnă să te întâlnești cu Domnul Iisus Hristos. Numai în prezența Lui se întâmplă schimbări. Și mântuirea întotdeauna are de-a face cu persoana sa. Și eu evit exagerările, dar numele Domnului spun: Iisus Hristos este aici. Știți, aceste metropole din Europa, sunteți oameni umblați, mulți, și aproape în fiecare capitală, ca o ironie, pe bulevarul acela zis al milionarilor, se așează cerșetori. Un paradox. Un astfel de cerșetor stătea într-o zi acolo, într-un colț, și și-a pus pălăria să primească bani. Nimeni ziua aceea nu i-a dat nimic. Vede că se apropie de el un domn bine, așa, se vede de la distanță, și omul acesta se oprește în dreptul lui. Facă mâna în buzunar și n-a găsit nimic. Vrea sincer să-i dea ceva și n-a avut. Mărunțiș. Dar ți-a gândit să nu treacă pe lângă amărâtul acesta? Dar ce se poate să fac pentru el? Și i-a întins mâna cu intenția să-l salute și să-l binecuvinteze. Cercetătorul se uită, surprins, nu venea să creadă că un domn, cu o mână de domn, este întins spre el. Și-a făcut curaj și-a ridicat și el mâna. Domnul l-a prins de mână, a zis: ascultă, mă, vreau să încerc scuze, astăzi n-am deloc niciun ban mărunt pe la mine, scuze, iartă-mă că nu pot să-ți dau, dar am zis să nu trec pe lângă tine și vreau să strâng mâna și să urez o zi bună și Dumnezeu să aibă milă de tine. Cercetătorul, dintr-o dată a fost năpădit în plâns și a început să plângă. A spus: domnule, ce vreau să spun, dacă 1.000.000 de euro mi-ai fi dat,
Nu mi-ai fi făcut atâta bucurie ca faptul că mi-ai întins mâna. Dom'le, nu mă interesează banii. Deci eu stau aici de 5 ani de zile, în fiecare zi de 5 ani și până la dumneata nimeni nu mi-a întins mâna. Dom'le, îți mulțumesc că mi-ai întins mâna, m-ai băgat în seamă, m-ai făcut să mă simt și eu că-s om, mi-ai redat într-un fel demnitatea de om. Dom'le, atâta bucurie mi-ai făcut că oricâți bani mi-ai fi dat, nu puteai să mă îmbucuri ca și faptul că mi-ai întins mâna. Stimați frați, iubiți frați, stimați prieteni, domnilor și domnilor, am spus și tot timpul țin la asta să nu fac exagerări. În numele Domnului Iisus Hristos vreau să vă spun, în seara aceasta, aici și acum, o mână de mare Domn este întinsă spre noi. Este mâna singurului din univers care ne iubește cum nu ne-a iubit nimeni niciodată și nu ne poate iubi. Toți știm ce înseamnă iubirea de mamă, dar mâna cea bună a Tatălui nostru din ceruri, a Domnului nostru Iisus Hristos, este mâna care ne este întinsă. Prinzându-ne de ea, ne revine pofta de a trăi. Ne dă demnitate să ne simțim oameni importanți. Ne acordă atenție. Cel mai mare har care poate trăi un om pe pământul acesta este să-l bage Dumnezeu în seamă. Și vreau să spun că în seara aceasta Dumnezeu ne bagă în seamă. De aceea te invit în numele Domnului, fă-ți curaj și în Duhul, în credință, întinde mâna spre El și prinde-te de mâna Lui. Este salvatoare mâna Domnului întinsă spre noi. Orice se va întâmpla în lumea aceasta din momentul acela nu mai contează. Un singur lucru contează, să rămânem mână în mână cu Domnul. Și față de cuvântul auzit în seara aceasta, aș vrea să dăm un răspuns. Oricum dăm un răspuns și dacă tăcem, asta se știe. Indiferent dacă decidem sau nu, indiferent dacă zicem sau nu zicem, un răspuns îl dăm. Aș vrea să vă încurajez, să vă îndemn, să dați un răspuns pozitiv, afirmativ. Doamne, îți mulțumesc că am fost aici, că am auzit cuvintele acestea, fă cuvintele acestea să fie mântuitoare pentru mine. Te rog, mântuiește-mă, spală-mă, primește-mă. Te rog, Doamne, convertește inima mea la bine și ajută-mă din seara aceasta să fiu un alt om. Schimbă-mi inima și viața. Tată Ceresc, îți mulțumim că a trimis pe Fiul Tău în lumea noastră. Cred că mai mult de mila noastră. Ne-ai văzut zbaterea, neputința, slăbiciunea. Și îți mulțumim că l-ai trimis să moară pentru noi. Îți mulțumim că ne-ai trimis cuvântul vieții. Îți mulțumim că ne iubești mai mult ca oricine. Îți mulțumim că ne cauți și ne-ai așteptat până azi. Vreau pentru aceste două, Doamne, să mă rog, în seara aceasta, aici și acum, să le schimb viața. Mă rog să le schimb inima. Mă rog să le ierți păcatele. Mă rog să le vindeci bolile, amin. Mă rog să le binecuvintezi casele, amin. Mă rog să le binecuvintezi viața, mă rog să le asiguri viitorul, amin. Mă rog, Doamne, să le scrii numele în cartea vieții, amin. Mă rog să le ajut să împărățească împreună cu toți sfinții, amin. Păstrează-le în harul Tău, mă rog mai departe să îi faci influență prin Duhul Tău cel Sfânt în viața lor și să le ajut cu adevărat să devină copiii Tăi, pentru slava și gloria Ta, pentru extinderea împărăției Tale. Pentru gloria ce ți se cuvine ție, singurul care ai murit și ai fost junghiat, ca să răscumperi din orice limbă, din orice neam, din orice împărăție, oameni pentru tine și împărăția ta. Pe tine te slăvim veșnic și îți mulțumim Tatăl nostru, în numele Domnului Iisus. Amin.